Țelile acestea, care se impun atât prin dimensiuni, formă, dar mai ales acustică, au menirea să schimbe starea de spirit a celor care intră. Când intrați într-o sală de cinematograf, teatru sau biserică, zgomotul pașilor pe care îl faceți nu deranjează. Însă când intrați aici, este exact invers. În sala pașilor pierduți, zgomotul pașilor dă impresia că se pierd în depărtare. De ce o astfel de acustică aici? Pentru că suntem într-un loc unde omul trebuie să vorbească puțin și să asculte mult. Să vorbească doar atunci când are cu adevărat de spus ceva, sau chiar mai mult, să comunice în forma supremă de comunicare, care este tăcerea și nu vorbirea. Importanța sălii nu constă doar în aceste aspecte. Importanța acestei săli stă mai ales în pictura pe care a realizat-o Sabin Bălașa aici, cel mai important ansamblu de pictură al